Salut, toată lumea, și ar fi la un episod. De data aceasta, în acest episod, vom face colecția mea de jocuri pe Xbox 360. Eu am Xbox 360 și am dat pe el 10 milioane, parcă? Așa, în fine, 1 milioane, parcă am dat pe el. Până la 10 milioane am dat pe el și, da, am vreo, stați așa să-l număr, să văd câte jocuri am. Am 14 jocuri pe care o să dau notă și o să vă spun dacă merită sau nu să le luați. Asta, să mă dau puțin mai în spate așa ca să mă vedeți mai bine. Bun, și să începem. O să dau notă, o să vă spun dacă vi le recomand, cât am dat pe el și să începem. Primul joc este un Metal Gear Rising. Am dat pe el 50 de lei, dar are o grafică bună, merită jocul. Uitați-vă și pe spate. Are parcă două CD-uri, dacă nu mă înșel, două CD-uri are. Deci așa, încep să scot. Nu, are doar un CD. Așa. Am să vă arăt cărticelele. Are aici o cărticică. Și mai are una cu un robot. Este Play as Cyborg Ninja. Adică era vorba în acest joc despre un băiat care se lupta cu diferite chestii. Și băiatul acela era acesta de aici. Bun, deci eu la acest joc o să-i dau nota 7, nu prea. Da, vi-l recomand, am dat pe el, parcă v-am spus, 50 de lei. Așa, bun, următorul joc este un NBA 2K13. Acest joc merită. Mi se pare mai bun decât NBA 2K17, dar uitați, avea această foaie cu All-Star. Așa, am aici CD-ul. Și are o carticică în care... Mi-a picat pe jos. Și are o carticică în care vă arată regulile, cum să jucați, pasele și dreamlingurile. Așa, să trecem la următorul joc. Nu, i-am dat notă. Acest joc l-am din Anglia, mi l-a adus mașa mea care stă în Anglia. L-am din, a dat pe el 25 de lire, ceea ce înseamnă pe la 1 milion și până la 1 milion, așa și așa, nu mai știu. Driver San Francisco, este un joc bun, n-am ce să zic. Așa, îi dau nota 10 din 10 acestea. Este un joc bun, l-am terminat, m-am mai jucat, m-am mai apucat, are o grafică superbă, nu am ce să comentez. Are aici două foi în care tot la fel vă învață. Da, este un joc excelent, îi dau nota 10 din 10, am dat pe el 1.080.000, merită banii. Vă spun de acum și dacă vreți putem să facem un giveaway la 100 de abonați, dar să strângem abonații mai întâi. Bun, următorul joc este Mortal Kombat vs DC Universe. Acesta mă joc foarte des cu prietenii. Are aici tot la fel o carticică în care mă învață. Mă joc des cu prietenii, am jucat la turneu, am făcut și da, trecem la următorul joc. Am dat pe el 80 de lei, îi dau nota 8, fiindcă se cam blochează caracterele. Așa. Următorul joc este un Call of Duty Black Ops. Pe acesta l-am de mult timp, pot să vă spun, chiar merită, are această carticică și cu aceasta. Merită, am dat pe el, uitați și pe spate, grafica este superbă. Am dat pe el 90 de lei, parcă. Îi dau nota 9.50, m-am jucat foarte des, mai de mult, dar acum nu prea mai mă joc pentru că nu-mi place. Următorul joc este un Max Payne 3, este joc de la Rockstars. Este ca un fel de GTA, numai că sunt mai misiuni și nu poți tu să faci alte chestii decât misiuni. La, am pierdut foaia la el, era o foaie care tot la fel vă arăta. Puteți vedea și pe spate că seamănă cu GTA-ul, are caracterul acesta. Nu știu chiar dacă este Michael, dar nu este Michael. Așa, bun. Acest joc am dat 80 de lei. Vi-l recomand, îi dau nota
6.50 pentru că nu m-am ajuns pe el și sunt misiuni foarte, foarte grele. Am făcut 3 misiuni sau 4. Următorul joc este, eu spun că toată lumea știe acest joc, FIFA 17 Deluxe Edition. Pe acest joc am dat 2.020.000, l-am luat cu 3-4 luni înainte să fie 2017 și bineînțeles atunci 2-3 luni, era foarte scump, l-am cumpărat de pe eMAG, este un joc bun, mă joc foarte des FIFA, mai mă joc cu prietenii și și îi dau nota 10 din 10, este un joc bun și mai e puțin și se lansează și FIFA 18, cred că o să-mi iau, așa că trecem la următorul joc. Următorul joc este făcut de Rockstars, Grand Theft Auto 5, da? Adică GTA 5, au căzut CD-urile, are două CD-uri, după cum știți, pe Xbox un install și play, așa. Pe el am dat-o la fel, l-am dat foarte scump, l-am luat foarte scump cu 2 milioane, cred, 1.080.000, nu mai țin minte sigur, așa. Și mai are această cărticică care vă arată regulile pe față, așa. Bun, deci recomand acest joc, eu mă joc pe single player pentru că nu-mi place pe multiplayer, că sunt player de căcat, ca să spun așa. Vi-l recomand, îi dau nota 10 din 10, este un joc bun. Următorul joc este Minecraft Pocket Edition, am o versiune veche, cred că 1.8, cred că este 1.8 sau 1.6, nu știu sigur. Am pierdut-o la fel faia la el pentru că sora mea, care are un an, se joacă cu ele și mai pierde floile. Pe acest joc am dat 1.060.000. Este un joc bun, îi dau nota 10 din 10, am multe mape, mă joc foarte des Minecraft. Următorul joc este un Battlefield 3 Premium Collections. Acest joc are două CD-uri, îl are pe acesta și acesta. Este un joc bun, este unul cu single player și unul cu multiplayer. Așa, are doar o foaie și foaia asta. Are două foi. Așa. Este un joc bun, mă jucam mai de mult, acum nu prea mai mă joc. Din păcate, dar chiar îmi place jocul, îi dau nota 9.50 pentru că sunt misiuni foarte grele. Așa. Bun, trecem la următorul. Următorul este un Need for Speed Undercover, este un joc bun pe acesta. L-am terminat și pe acesta. Are aici o foaie cu care vă învață. Are doar un CD, avea două, dar sper că am pierdut unul. Are două pentru că are această gaură oare mai mare. De acolo îmi dau seama. Îi dau nota 10 din 10, mă joc foarte des și da. Și acum sunt jocurile, cred că cel mai praf, da. Nu, în afară de ăsta, am să vedea asta. Acesta este un Need for Speed The Run, l-am terminat recent. Este un joc greu, are grafică excelentă. M-am jucat pe el, cred că în total vreo 34 de ore ca să-l termin. Mi-a părut acolo, dacă aveți jocul, știți. Așa, pe el am dat 1.020.000. Am dat, este un joc bun, îl recomand, îi dau nota 8. 8, da, 8. Următorul joc este foarte nașpa, l-am luat degeaba, este un Batman Arkham Origins. Este un joc, ca să nu spun o prostie, am să zic că este un joc urât. Nu vi-l recomand, vi dau nota 2. Eu n-am făcut nicio misiune, am intrat pe el, nu mi-a plăcut, am zis că îl păstrez, dar o să-l vind când o să pot. Următorul joc este un Need for Speed Rivals, acest joc nu l-am încercat, îmi trebuie la hard drive, îmi trebuie un hard și hardul este foarte scump și da, nu l-am încercat, dar cred că este bun, am dat pe el 2 milioane,
Am dat 2 milioane pe acest joc și nici nu am încercat. Mi l-a luat tatăl meu de ziua mea și a zis că ne vom juca acasă și că încolo nu poți să te joci. Bun, deci acestea au fost jocurile, mai recapitulăm o dată. Am să încep de jos, Need for Speed Rivals, Batman, Need for Speed Run, Need for Speed Undercover, Battlefield 3 Premium Collection, Minecraft Pocket Edition, GTA 5, FIFA 17 Deluxe Edition, Match Payne 3, Call of Duty Black Ops, Mortal Kombat vs. DC Universe, Driver San Francisco, NBA 2K13 și ultimul Metal Gear Rising. Acestea au fost toate jocurile, am să le pun așa, dar nu o să mai vede despre mine. Am să le las aici. Bun, deci cam atât a fost cu acest episod. Eu sunt Mihnea, dacă vreau vreunul ai trebuit să apreciați acest episod cu butonul de like. Și noi ne vedem sigur data viitoare. Eu m-am dus, pa!